Înapoi la știu, faceți cunoștință cu certificatul Stop COVID. Green Pass-ul european are variantă românească, scrisă de Alexandru Rafila. Permisul care va fi obligatoriu și la serviciu va fi acordat celor complet vaccinați, trecuți prin boală sau în schimbul unui test. Va avea 3 zile valabilitate în cazul unui test PCR negativ și 2 pentru un test rapid. Proiectul lui Rafila conține și un Green Pass provizoriu, valabil 10 zile pentru cei care au făcut prima doză. Documentul va deveni obligatoriu în localitățile unde rata îmbolnăvirilor crește 3 săptămâni la rând cu 50% de la o săptămână la alta. Scăpăm de el dacă rata de infectare scade 3 săptămâni consecutiv sau este sub 1 la 1000 timp de 14 zile. Rafila a trimis draftul colegilor de coaliție care trebuie să ia o decizie. Liberalii nu sunt de acord cu testele plătite de stat pentru nevaccinați. Ministrul Sănătății a scris însă că proiectul lui, că un angajat poate beneficia lunar de 11 teste plătite de stat. Ministrul Finanțelor trebuie să ne spună dacă își permite. Nu poți să susții nelimitat o astfel de cheltuială atunci când există un vaccin gratuit. Trebuie să pornim de la principiul de bază sau de la ce am dorit cu acest certificat verde, acela de a crește rata de vaccinare. Angajatorul va fi obligat să-i suspende contractul de muncă a angajatului care nu are certificatul COVID potrivit proiectului de lege, iar cel care nu face asta riscă o amendă cuprinsă între 10.000 și 100.000 de lei. Nu se știe când o să avem lege pentru acest certificat COVID, dar știm că România a confirmat al 3-lea bolnav contaminat cu tulpina Omicron. Este vorba despre un bărbat de 56 de ani, rudă cu o femeie din Brașov, repatriată din Africa de Sud, cu tot cu noua variantă.